Vom vorbi în predica de astăzi despre unul dintre savanții musulmani renumiți. Periodic vorbim despre o personalitate pentru a fi o pildă pentru noi. Nu le prezentăm aceste personalități ca fiind povestiri, ci mai degrabă să luăm pilde, să învățăm din viața lor. Este vorba de unul dintre urmașii ai companionilor profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwa ibn Zubair radiallahu anhu. Tatăl lui Zubair ibn Awam a fost unul dintre cei 10 pe care profetul sallallahu alaihi wasallam i-a vestit cu paradisul. Bunicul lui era fratele lui Khadija radiallahu anha. Bunica era mătușa profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deci venea dintr-un neam renumit. În același timp a trăit într-o societate în care peste tot erau companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El nu s-a întâlnit cu, s-a născut după moartea profetului sallallahu alaihi wasallam. Nu s-a întâlnit cu profetul Muhammad, însă s-a întâlnit cu companionii profetului sallallahu alaihi wasallam și companionii profetului automat, toți cei care intră în contact cu companionii profetului devin tabi'in. Știți că profetul sallallahu alaihi wasallam a lăudat generații. A spus că cea mai bună generație este a mea, apoi cei care urmează, apoi cei care urmează. Și în istoria islamului i-am etalat ca fiind companioni, urmași ai companionilor și urmași ai companionilor. Tabi'in, tabi'u tabi'in. El a fost dintre tabi'in, dintre urmași ai companionilor profetului sallallahu alaihi wasallam. S-a întâlnit cu mulți dintre ei, a învățat de la mulți dintre companionii profetului sallallahu alaihi wasallam, până când a devenit unul dintre cei șapte fuqaha, cum i-am, juriști din Medina. Adică cei mai mari savanți musulmani din Medina. Era peste companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam la știință. Companionii profetului veneau și îl întrebau, cu toate că el era urmaș al companionilor, veneau și îl întrebau pe el chestiuni legate de religie. Pentru că el și-a dedicat viața studiului, a fost om credință, a învățat foarte mult și a învățat multe de la Aisha radiallahu anha. Aisha radiallahu anha a învățat foarte mult de la ea și a transmis mai departe știința, are viața plină de evenimente foarte importante, dar mai ales în materie de știință. Dintre cel care relata hadisurile profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a fost unul dintre cei mai din seamă savanți din timpul lui. Cei mai de seamă savanți din timpul lui și am spus că era chiar și peste companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acest lucru datorită faptului că s-a străduit, a dedicat foarte mult din timpul lui pentru știință, când mulți s-au preocupat și cu cele lumești și cu alte, dar el și-a dedicat foarte mult din timpul lui pentru știință și acest lucru l-a înălțat. Pe lângă faptul că provenea și dintr-o familie care a spus peste tot, ne uitam în jurul lui, erau oameni savanți, erau oameni care au învățat de la profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama lui, care era fiica lui Abu Bekr, da, mătușa lui era Aisha radiallahu anha. Deci a trăit într-o societate în care peste tot dominau sau era știința, dar cu toate acestea el s-a dedicat foarte mult științei, a studiat foarte mult, nu s-a preocupat de această viață lumească. De aceea îl vedem pe el întotdeauna prezent acolo unde e vorba de știință, unde e vorba de relatările profetului sallallahu alaihi wasallam. A studiat și a predat mai departe. Chiar și când companionii s-au luptat între ei, el a preferat să stea deoparte. S-a izolat în perioada de fitna, s-a izolat cu toate că fratele lui era implicat adânc în acest conflict, însă cu toate acestea el a evitat conflictele și a preferat să rămână să transmită mai departe știința. S-a preocupat de știință și toată viața lui a petrecut-o adorându-l pe Allah subhanahu wa ta'ala. Fiul lui spune de el, tatăl meu toată viața, tot anul, în afară de zilele de sărbătoare, ținea post. Tot anul, în afară de zilele de sărbătoare, ținea post. Și a murit într-o zi în care ținea post. Deci pe lângă faptul că avea știință, era și un om care punea în practică ceea ce deținea. Cu toate că noi știm că profetul sallallahu alaihi wasallam a lăudat postul profetului
David. N-a spus cel mai bun post este postul profetului David. O zi ținea post, o zi nu ținea. O zi cu o zi ținea post. Însă îl vedem pe el cum era foarte dedicat credinței, era practicant, el a ținut toată viața. Fiul lui spune, tatăl meu, în afară de zilele sărbătoare în care este haram să ții post, e interzis să ții post în ziua de Bairam de sărbătoare, în rest, restul anului, tot timpul, ținea post. Era cunoscut ca fiind un om care l-a adorat mult pe Allah, ținea post. În fiecare 4 zile termina Coranul. Citea Coranul odată la 4 zile. Noi, alhamdulillah, odată pe an, dacă citim de Ramadan, suntem, mulți dintre noi, deschidem Coranul de Ramadan. Allah să ne ierte. El odată la 4 zile citea Coranul. Cap coadă. Odată la 4 zile citea Coranul, ținea post zilnic, făcea multe rugăciuni și în același timp avea și timp pentru a învăța și a transmite mai departe știința islamului. Științele islamice, viața profetului, relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adică pe scurt a avut o viață dedicată lui Allah subhanahu wa ta'ala. Și cu toate acestea îl vedem prezent peste tot unde e vorba de știință, unde e vorba, a participat și la bătălii când a fost nevoie, dar era un om cu frică de Allah subhanahu wa ta'ala și Allah subhanahu wa ta'ala, datorită științei lui, a lăsat numele lui să fie pomenit până în ziua de azi. Pe cine îl întreb între musulmani, toți cei care studiază în domeniul islamului cunosc pe puțin, cel puțin numele lui. Cel puțin numele lui și o parte din viața lui. Iar cei care sunt în domeniu și studiază hadisurile, relatările, fără îndoială că îl cunosc foarte bine. Dar numele lui nu este străin nimănui. Fiecare musulman care trăiește pe acest pământ și știe un pic din religia lui, cunoaște puțin din viața profetului sallallahu alaihi wasallam, fără îndoială că a auzit de numele acestui companion. Urmaș al companionilor, nu companion. A auzit numele tatălui, care a fost companion al profetului sallallahu alaihi wasallam și a fost unul dintre cei mai de seamă companioni, dintre cei așera mubeșirine bilgenne, cei 10 care au fost vestiți cu paradisul. Deși tatălui a fost un om apropiat de profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apropiat de credință, un om cu frică de Allah subhanahu wa ta'ala, a spus că familia a avut rol important în educația lui, faptul că a avut voință înainte de toate. Sunt mulți musulmani care în ziua de azi provin din familii în care au parte de știință, dar nu au treabă. Și sunt musulmani în ziua de azi care n-au văzut în familia lor știință, n-au văzut islam, n-au văzut rugăciune, n-au văzut post, n-au văzut danie, dar în privința științei islamice sunt mult mai sus față de cei care au trăit în societăți, în familii care respectă și practică islamul. Deci aici este vorba de voință înainte de toate. Dacă nu ai voință, poți să trăiești și în Mecca, nu reușești. Dacă nu ai voință, trăiești lângă Kaabe și Allah subhanahu wa ta'ala nu-ți dă voie să intri în Kaabe. Când mergeam la pelerinaj, veneau și ne ghidau tineri, liceeni. Făceau voluntariat să-i ghideze pe pelerini. Și am întrebat pe unul dintre ei, zic, unde este poarta la Kaabe cu tare? Ce nu știu, ce în viața mea n-am uitat în Kaabe. Licean locuia lângă Kaabe. Ce în viața mea n-am uitat în Kaabe. Și nu fac rugăciunea. Nu făcea rugăciunea. Și am zis, dacă nu eram la hagi, îți dădeam o mamă de bătaie acum. Că dacă în România zic, omul nu știe rugăciunea, îl înveți rugăciunea, să pierde timpul, să învețe subhaneke, tahiyatul, nu mai știu ce, zic, tu ai trăit aici? Ce să mai mă chinui să te învăț pe tine că rugăciunea e importantă? Ai noroc că suntem în ihram, că altfel meritai o mamă de bătaie. Deci, poți să trăiești lângă Kaabe și Allah dacă nu-ți permite, Allah dacă nu-ți permite, nu vei intra în Kaabe. Sunt oameni care trăiesc lângă moschee. Gardul e lipit de moschee. Nu-l vezi în moschee în viața ta? Deci e vorba de voință. E vorba de străduință. E vorba ca tu să-ți dorești. Și Allah subhanahu wa ta'ala îți deschide poarta. Dacă tu nu voiești, te împiedici, cazi în fața geamiei, te ridici și mergi mai departe, nu intri. Deci Allah subhanahu wa ta'ala, noi trebuie să-i cerem lui Allah subhanahu wa ta'ala să ne rugăm să ne dea știința, să ne dea știința folositoare, să ne dea credința și noi la rândul nostru să ne străduim, să învățăm
islamul. Dacă vrem să realizăm ceva atât în această lume, să fim benefic oamenilor, cât și în ziua de apoi, să ne bucurăm de ceea ce am realizat în această lume. Altfel, trecem prin această lume ca vântul. Azi, când e vânt, te cunoaște lumea, după ce a trecut vântul, uită de tine. Nu vrem să trăim o viață care să nu fie scrisă în cartea faptelor noastre, în cartea faptelor prietenilor noștri, să ne zică, bă, ce om de treabă era, ce om credincios era, mașallah, m-a dus la moschee, m-a dus la nu știu ce. Sau o să zică, bă, ce golan era, bă, ce viață bună am avut cu el, bă, câte beții am făcut împreună. La Allah să ne ferească. De ce este alegerea noastră să alegem? Să alegem calea lui Allah subhanahu wa ta'ala, să alegem știința, să alegem și Allah te va ridica. Și Allah te va ridica, te va înălța. Urwa ibn Zubair a fost unul dintre acești urmași ai companionilor profetului sallallahu alaihi wasallam, care n-a avut treabă cu dunia. Tot ce a făcut pentru Allah subhanahu wa ta'ala. Tot ce a realizat în viața lui, a realizat pentru Allah subhanahu wa ta'ala și Allah îl va răsplăti în ziua de apoi, fără îndoială. Și l-a răsplătit în această lume prin simplu fapt că toți ne rugăm pentru el. Toți vorbim de el. Toți cei care studiază viața profetului sallallahu alaihi wasallam nu pot menționa o relatare fără să nu-i pomenească numele. Allah subhanahu wa ta'ala să ne dăruiască și nouă această știință, această credință, această voință, inshallah, să fim de cei care călcăm pe urmele acestor mari savanți musulmani.